Mai prieteni mei, vă salută Nelson Mondial, împăratul împăraților, regele regilor. Atât pe Facebook cât și pe YouTube. Nu mai dă Camerunul ăsta un gol sau Croația. În fine, stăm și așteptăm. Stăm și pigulim. Vă salută Nelson Mondial, prieteni, tata Avala, întotdeauna vă dau lecții adevărate. Înțelegeți? Atât de viață, cât și de concordanță. Bă, alo, Nelson, întotdeauna a fost bandit. Și astăzi, uitându-mă pe Facebook, am văzut iarăși niște nemernici care ei dă niște teme pentru anumite persoane care nu li-i dragă munca. Acum noi nu putem obliga pe nimeni, că și voi înscrieți mie, du-te-mă la muncă. Eu la ce să mă duc la muncă, mâncava-și Dumnezeu, că nici. Nu, la ce? Nici. Nu m-am rădit de acolo, viu din coace și uite, o colaterală. Înțelegeți? O colaterală. Deci la ce să mă duc eu la muncă, măi oameni, n-are rost, n-are rost. De-aia, vă spun ceva. Unde vedeți clipuri aranjate, așa să-mi ajute Dumnezeu dacă am programat ceva acum. Am văzut alea și am zis, hai mă să deschid un subiect. Înțelegeți? Că și tinerii din ziua de astăzi, La rândul lor, ursita le va da un sens în viață. Nu-i vorba numai de tineri, că sunt și oameni, că de vârsta mea, sunt oameni de anumite vârste, care unora le place munca, altora nu le place munca. Dar să știți ceva, nimeni în lume nu trăiește, că uite-te, de stai, știți la ptică pară mălăiață în gura lună tăfleață? Stătea la copac și aștepta să-i ptice pară. Înțelegeți voi? Deci voi oameni, nimeni, dacă stai în casă iașenia, nimeni în lume și te rogi la Dumnezeu nu-ți va da. Înțelegeți? Deci fiecare om muncește în felul lui. Mă derutează ăștia cu golul. Mai am un gol. Am pus 30 de lei să-mi fac 1 milion și vreo 400. Vă dați seama. 140 de lei. Și auziți aici. Stați că eu îl dau mai pe din asta mare. Tie, tata, nețul mondialul. Așa. No, am un umflăr. Uitați, ăsta-i ștou. Camerun, Croația. Un singur meci și n-am ce face. Eu jucător. Auziți aici. O pildă foarte, foarte deșteaptă. Mâncava-și Dumnezeu. Mâncava-și Dumnezeu să vi-l mânc. Wow, wow, wow. O pildă foarte deșteaptă. De-aia, n-ai tu voie să-l trimiți pe om să facă ceva. Înțelegi că nu ești tu șef de echipă, nu ești tu brigadier, nu ești tu director, nu-i... Atunci poți să-l trimiți să facă ceva când e sub tutela ta, când e sclavul tău, muncitorul tău. Dar în rest, dacă n-ai un contract pe el, înțelegi? De exemplu, eu dacă s-a angajat undeva, într-o bucătărie, îl dau exemplu la un restaurant și ăsta poate să vină șeful să-mi zică, băi, poate mă la spală,
Și auziți aici. Nu vă sunt mult, că nu vreau să vă deranjez. Era un bogat, mă. Un om bogat, mă, mâncațaș. Dumnezeu, putră de bogat. Așa să vă gândiți că atâta, într-atâta era de bogat, că avea o vilă, înțelegeți? Că de la poarta lui, de când intrai pe poartă, mereai pe o alee lungă de vreo un kilometru, prin parcuri, așa ca și prin parc, cu statuete, cu bănci, cu... Omul era capabil, mă. Și după ce mereai pe aleile alea, înțelegeți? Trebuia să urci niște scări, cam ca și când ai urca piramidele. Așa că Iisus avea vira, casa, era impunătoare, sus, pe un vârf de deal, ca și biserica. Ați văzut bisericile spuse la, întotdeauna la înălțime. Băi, era bătrân. Era bătrân, bogătașul ăsta. Așa de bătrân, că de-abia își trăje zilele de pe o zi pe alta. Înțelegeți? De așa ne-a de trăje. Tu luni hai încoace. Trece luni. Eu oare mai apuc marța? Marța încoace. Trece marța. Tu l-ai, Doamne, că e miercuri, a sfânta miercuri. Oare o apuc, băi, oameni, măi? Miercuri, hai. Și uite așa ne-a de pe o săptămână pe alta. De pe o lună pe alta și de pe an pe an își trăje speranța de trai. Într-atâta era de bătrân. Și omul când e bătrân, bă, e și bolnav. Avea un din ăsta cu rotile, un fotoliu pe rotile, numai apăsa pe buton și îl duce pe unde vroie. Înțelegeți? Scările să pune pe ăla și îl duce banda rulantă. Nimă. Da. 900. Plătim gazul și curentul și tăce. 9 milioane. În fine. Băi, avea întreținători care îi făcea curățenie în, în apartament, în vilă, în castel. Avea menajere, avea bucătăriasă, avea ghetăche. Avea și un om care bătuse cu câteva zile la poarta lui. Interfon. Da? Cine-i? Majordomul. Am citit anunțul în ziar, plânge și-a rămpun camerun cu Croația, că nu dă gol și minutul 80. Am citit anunțul în ziar, care, cum care nevoie, patronul, domnul patron, are nevoie de un muncitor. Da? Să vedem dacă îndepliniți condițiile. Acolo merecu din astea, înțelegeți, cu urchii, cu CF-uri, nu CF-uri, CNP-uri, nu știu, dar nu? Alo. Boiarule, sunt în clip, da, zi. Ok. Facem imediat în termin clipul și te contactez. Fă mișcare. Cine mișcă, nu mai mișcă. Cine mișcă, mișcă mort. Dom'le, unii numără milioane de euro, eu număr milioane de lei.
Ție, tatanet sau mondialul? Sunteți curioși cine mă sună? Balcan, de la Ploiești. Da. Bun boier. Hai. Bun, să nu pierd ritmul aici. Ciao. Deci, noi oameni, mâine voi urca clip cu dedicație specială pentru frații cordunieni, special pentru Adrian Beleaua, care... Valoare. În fine, trecem mai departe o melodie. Înțelegeți? O dedicație. Am dat eu acolo. În fine. Deci, voi oameni, aveai din ele, înțelegeți? Nu putem mere acolo. Din tată în fiu, da, domnule, uite, și tată a lucrat în meseria asta și asta și așa și așa. Ajungi acolo, da, câți ani aveți? 45 de ani. Alură sportivă, tot. Deci, angajarea era pentru a merge și a face cumpărături. Băi, ăștia, înțelegeți voi. Deci atunci nu era ele online, ca să dai comandă pe online și alea, înțelegeți? Atunci mereai și făceai cumpărături din piață, cumpărai atâta zarzavat, atâtea carne, atâtea ca acolo, deci nu ca și la noi cumpărai și îți umpleai frigiderul. Eventual la ei se umple cămara cu ce? Cu gemuri pusă din ele, nu? Cumpărai carne și o băgai în congelator, că e oameni grei. Nu mânca așa ceva, e prospături. Băi, oameni, după lungă discuție, înțelegeți, și un aranjament salarial, omul e angajat. Bineînțeles că boierul. Dar cine m-a pus să pun peste 2,5? Păi că nu, nici nu mișcă mâncața-și minut 84, am luat lanță. Stai să-mi pui ochelarii să văd ce se întâmplă sub 2,5 dacă îmi scot banii. Bată-l să-mi scot din pleavă. Dic, 1,25. Ioi că dă gol! Ioi Camerun cu Croația că dă gol! Schimbo! Nadel! Nadel! Vă 2-1! Atie tata, dați-mă gol ca să... Odat mâncavaș, odat Camerun. Eu nu vă mint. Uitați-l. Peste 2,5 Camerun, 34 de lei, îmi face 1.115.000. Și ies, uitați, bonus acceptat. Atie tata, ne-ți-o mondialul. Și astăzi o muri, gata, acolo-i. Ies de aici, jum, nici nu mai vreau să le văd. Bă, oameni, bă, no, voi vă întrebați, dar de unde are Nelson să fumeze? Eu stau și urmăresc câte o echipă din asta, cât, bă, două pachete de țigări, cât îs? 35 de lei, înțelegeți? Pun 35 de lei și dacă am noroc, îmi fac 5 pachete de țigări, dacă nu, nu mai fumez în ziua aia. Înțelegeți? Minche! Boierească. Băi, prietenilor, mă, și auziți aici. După câteva zile, majordomul îi spune boierului. Majordomul de atâția ani, înțelegeți? Sub tutela boierului, avea tot încrederea boierului. Boierule, nu știu ce să zic, dar persoana asta angajată pentru cumpărături nu-i prea bună. Dice ce s-a întâmplat. Fură din bani, mereu și făcea cumpărături. Înțelegeți? Zarzavaturi, cărnuri, pâine, lactate, mere în piața Ion Meșter, latinul rus, lua lactate, mere la mandalina în piață, lua flori, că și flori să cumpăra, punea, înțelegeți, la masă, mere la
zbângoieta, lua castravezi, lua varză, lua merea dincolo la pasaj, lua carne, înțelegeți? Deci nu ca acum vreau eu să fac o reclamă, eu vă spun unde sunt alimentele bune. Nu fură din bani. Dar zice, întârzie. 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 Pleacă și în loc să vină la ora 8 dimineața, să putem să pregătim micul dejun, vine la ora 9. Ai oameni, mă! Zice, majordomul. Cheamă-l la mine. Îl cheamă pe om. Măi, copile, mă! 40-45 de ani. Bătrânul își permite să-i zică copil, pentru că putea să-i zică nepoate. Te-a spune-mi tu, mie, care-i treaba ta? De nu ești punctual. Viața nu-i departe. Bicicleta ai. Te duci cu bicicleta, ai coșulețele. Nu le aduci în mână. Boiarule, boiarule, zice, uită-te, e o problemă. Care-i problema că văd că ești statură atletică, ești ca și un sportiv? Care-i problema? Măi, boierule, măi, tăi stau și văd lumea cu ochii ăștia în ea. Stau iași în ea și mă uit și văd lumea cu ochii ăștia. De ce alții au palate, au mulți bani, au muncitori pentru ei, duce o viață fericită. Și alții îs. Dumnezeu i-a dat pe pământ să sufere. Să fie muncă grea pentru un salar tras de codă. Că, să zicem pe aia bună, ca muncitor n-ai să te bongățăști în viața ta. Să ai palate, să ai mașini de ultimul model și inele. Înțelegeți? Și îi spune așenia, îi spune bătrânul. Auzi aici. Ce ți-i ție greu la munca mea? Cel mai greu, nu drumul de la poartă până la scări, că-l fac cu bicicleta. Cel mai greu, nici de urca scările alea. Atât amar de scări. Mai oameni, mă, să uită bătrânul la el. O gândește. Și-i dă răspuns. Bucură-te, mă, că poți urca scările. Bucură-te că poți să pedalezi. Bucură-te că poți să umbli și să vezi lumea. Bucură-te că ești în toate puterile. Eu aș da împărăția mea să pot să umblu și să știu ca tine. Înțelegeți voi? Chică, pară mălăiață în gura cui alună tăfleață. Bă, alu! Dacă Dumnezeu ți-o dat putere și forță, dacă Dumnezeu ți-o dat putere și forță,
De-aia ți-o dat-o, ca să abuzezi de ea. Cum să abuzezi de ea? A te ridica. A te ridica. A munci. N-are importanță cum. A munci, mă. Și-a pune, mă, cărămidă peste cărămidă. Băi, nu zidărie. Tuflă, cărămidă peste cărămidă. Cărămidă peste cărămidă. Deci, asta e o pildă pentru cei care o scoateți voi în relief. Bățuc, mai ăștia, care dați voi lecții de viață și nu știți cum să le dați. Vorbiți că sunteți programați, robotizați. Ați-vă dragă cât e zdreamță. Aoleu, aoleu, știi tu de cine vorbesc, mă. Măi, mă, bucureștenilor, șapcăliți-l când îl prindeți pe stradă pe ăsta. Dați-i pălni, că merită Niculescu sau cum îl cheamă.